Iată, tocmai aici, la punctul ăsta s-a crăpat și s-a rupt. Și dacă a fost așa te doare? Un pic, da. Wow, când e... Dumnezeu, eu cu mâna. Mai lipsește unul cu corpul și unul cu capul. Și gata. Cine rămâne ultimul, pierdem. Start. Cine apasă ultimul buton? Mama, las-mă în pace. De ce o căzut? Pe pietul. Cocola. Asta e muște de nasă. Gata, nu vreau să arunci cu nasă în ghirs. Scoade. Eu salut, prieteni. Privet. Asta e super, da? Mulțumesc, eu am de patrăc. Do, hai de Da, prieteni, s-a întâmplat ceea ce vedeți. Hai să vă povestesc ce am pățit. Asta că am înapoi. Ce am pățit eu cu mâna mea. Înainte să începem, vreau să vă mulțumesc la cei care mi-ați scris, care m-ați încurajat în comentarii și vă mulțumesc foarte mult. Înainte de a începe vlogul, vreau să vă abonați aici și aici. Dar cel mai mult vreau, iată aici. M-ar face foarte fericită. Iar acum, hai să vă povestesc ce am pățit eu cu mâna mea. Acum câteva zile în urmă, am ieșit eu afară cu prietena mea, Ilinca, și cu mama și cu tata. Și ne jucam într-un joc așa cu mingea. Eu și cu Ilinca trebuia să prindem mingea, iar tata și cu mama trebuia așa să o arunce, noi să o prindem. Cunoașteți acest joc precis. Dacă nu, scrieți în comentarii. Mama a aruncat mingea, iar eu nu am fost foarte atent și am băgat așa degetul din greșeală în minge, iar mingea mi-a frânt degetul. Iar acum stau cu mâna în ghips. Mă durea un pic, iar pe urmă mai tare, mai tare. Și că am ajuns acasă, m-am dus repede acasă, am pus mânuța într-un bol cu apă, am simțit o durere foarte tare, plângeam în continuu, nu mă puteam liniști nici o leacă. Iar a doua zi, mama credea că o să fie normal deja și tata credea așa. Iar după aia ne-am uitat la deget și era foarte, foarte, foarte umflat. Era, nu știu, cât gheruța asta. Și când puneam mâna pe el, pe fix unde m-am frânt, plângeam în continuu. Nu știu, nici nu puteam să-l îndoi. Puteam doar era așa să-l îndoi. Era o durere groaznică. Mă bucur că m-a crezut voi n-ați păsit așa ceva. Problemă mare. Și am fost obligată din greu să mă duc la medic, să fac poză, să vadă degetul, cum el e rupt. În spital era foarte multă lume bolnavă, era un medic așa agresiv. După ce mi-a făcut o poză la mână, mi-a arătat că degetul este rupt și nu aveam altă soluție decât să-l punem în gips. Eu am plâns și mai tare. Cum? Pe mine era normal dacă nu puneam mâna. Era, nu mă durea deloc. Dar când mi-a pus gipsul, doamne, dintr-o dată, nu știu ce simțeam. Simțeam că mă taie. Mâna era foarte grea, doamne, un kilogram avea. Alo. Alo. Patricia, salut. Salut. Ce faceți voi? Filmăm așa un început de vlog. Apropo, Nicoleta este acasă. Tata lui Nicoleta mi-a sunat. Unde m-am oprit? După ce mi-a pus mâna în gips, mi-a spus medicul la altă noutate. Nu trebuie să stau cu gipsul 2 zile, 3, 4, 5, 10. Dar trebuia maxim 20 de zile. Iar eu, doamne, îmi părea că... Cum să vă spun? Îmi părea că... Că n-o să mai treacă. Cum 20 de zile? Da, o zi trecem 24 de ore. Doamne, Dumnezeule! Nici nu vreau să-mi amintesc prima zi. Deci, prieteni, vă recomand să fiți foarte, foarte atenți. Să nu vă jucați chiar foarte mult cu mingea, chiar dacă iubiți fotbalul, basketul. Pentru că puteți să stați așa ca mine, cu mâna în gips. Să fiți maxim de atenți. Apropo, cu două zile în urmă, prietena mea, Nicoleta, a pățit maxim același lucru,
doar că cu piciorul în gips. Coincidență interesant, pentru că noi așa două prietene din copilărie, din întreaga toată viața mea, iată, una stă cu piciorul și alta cu mâna. Oh, asta e viața, prieteni. De tot lumea pătrește așa ceva. Iar acum vă invit să vizionați un vlog întreg, cum eu peste două zile eram normală cu mâna și am făcut o vizită la prietena mea pentru a încuraja. Dar nu știam deloc pentru că o să mi se întâmple și mie așa ceva. Dar indiferent de situație ce am pățit, indiferent, nouă nu ne păsa. Noi nu ne-am certat. Eram prieteni. Ne-am încurajat una pe alta și ne-am distrat așa cum am putut. Vizionare plăcută. Prăjur de găină ești. Na, bea. Uitați-vă cum eu mă joc popietul. Indiferent ce s-a întâmplat, trebuie să mă curăm de viață. Salut, dragi prieteni, și bine ați revenit la un nou vlog. Bine, vlogul acesta va fi un pic cam trist, pentru că vă spun de ce. Prietena mea, Nicoleta, cea mai bună, care s-a filmat în vlogul cu ziua mea de naștere, din păcate s-a accidentat un pic tare și stă cu piciorul în gips, micuța. Și noi ne-am gândit să-i facem o surpriză, ea nu știe că noi vom veni la ea. Iar noi acum ne ducem la magazin să-i cumpărăm ceva, niște banane, chestii dulciuri. Și să o încurajez un pic, ca să nu se simte așa. Vă invit cu mine să vedeți cum a fost vizita. Iată poza sărmănică, uitați-vă. Stă cu piciorul în gips, micuță. Și mi-e foarte tare, îmi pare rău, pentru că ea era prima mea prietenă de întreaga viață. Ne cunoaștem de când era ca așa mic până aici. Magazin, să-i cumpărăm ceva de mâncare. Iată numărul 1, hai de aici. Să-i cumpărăm ceva un cadou lui Nicoleta. Și tata mea să-mi cumpără ceva. Iar acum o să luăm niște fructe și legume. Stai, hai de aici. Wow! Luăm niște banane. Stai, ce nu? Trebuie? Wow, cam multe, nu? Aici apas pe fructe, te rog. Sus. Hai. Niște bastonașe și valeu. 10 lei cost, dă asta nouă. E care mai bine să iau? Trandafiri sunt florile preferate în lui. Că poate chiar să-i luăm. Bună ziua! Cât costă trandafiri? 13 lei sau mai mult? 3 lei. Stai, 3 lei. Am luat un trandafir, bastonașe, schiter și banane. De ce credeți că trandafir? Wow, trandafirul sunt florile preferate a lui Nicoleta. Și dacă nu suntem cele mai bune prieteni, florile mele preferate sunt trandafirii. Miroase mai frumos decât... Am loc special pentru trandafir. Cum crezi, Nicoleta, e trist sau e vesel acum? Cred că e vesel. Iar când plângea, e strângea. Apropo, prieteni, dacă încă n-ați făcut-o, vă invit să vă abonați la contul meu de Instagram ciao.patricia. Am mereu multe poze, multe story-uri și vă puteți abona chiar acum. Ne-am urcat în ascensor și ajungem. El nu știe nimic, nimic, el nici nu știe aproximativ nimic. El mereu dansa, alerga, distra. O lună numai în pat. Să-mi povestească ce pus o micuță. Ce frumos! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua!
surprize! Uite la picioare. Am vrut să zic ceva care se gândește, dar ți-a duce aminte când noi am fost acolo la casa lui mama. Isicuța care mie îmi plăcea s-a dus afară și un hoț a furat-o, dar ta a adormit și a murit. Cum adică? Cum a adormit și a murit? Nu știu, de parcă nu știu cum era, dar i-a zis că ea a adormit și apoi a murit. Dar cum? Cum te-ai lovit? Eu cu prietena mea, iată, noi săream și a sărit foarte tare și eu așa am sărit că ne-am întors picioare pe aparte un pic, mă. Și os, cam s-a rupt de la gleznă. Mai întâi la mine s-au înțeles legamentele că ne-am întors picioare pe aparte, tot la piciorul ăsta. Acum e altfel. Cine e doamna? Prietena mea din Italia, Ariana. E verișoara mea. Ariana? Da. Asta e Patricia, Patricia, asta e Ariana. Ricardo, asta e Patricia, Patricia, asta e Ricardo. La gleză mă doare. La aici? Invers. Aici? Aici? Iată, tocmai aici, la punctul ăsta s-a crăpat și s-a rupt. Și dacă a păsat și te doare? Un pic, da. Iată, dacă îmi trebuie ajutor, spune așa. Și vine ajutor. Dar tu știi câte săptămâni trebuie să stau? 3 sau 4 săptămâni? Nu, mama mi-a spus că o lună trebuie să stai. Cum o lună? 3 sau 4 săptămâni? Da. Dar dacă o să fiu cu mine, o să stau doar 3 săptămâni. Patricia, vreau să zic că Ariana și Ricardo, ei trăiesc în Italia, ei vorbesc limba italiană acasă, dar când eu sunt la ei sau ei sunt la mine acasă, ei vorbesc limba română, doar Ricky ceva. El înțelege limba română, dar el nu poate să vorbească limba română, dar limba italiană. El nu știa vorbi, dar înțelege. Da? Hai, mă duc să arunc ciorul. Hai, tu e mama ta. Doi dinozauri? Egal, unul pentru mine și unul pentru tine. Ok, asta unul e meu și unul e tău. N-am înțeles că aici-s doi. Crezi. Timi. Hei, da. Prietenul cu campionul cu... Apropo, închide asta. Stai că te ajut cu Patricia, stai. Stai, nu, lasă rost. Tu cu cior, eu cu mâna. Preti, amândouă, preti de viață. Nicoleta. Uite cu Costini. Încet, te rog, foarte încet. Te rog mult. Prea trist. Unde mergem? Mă te lăsați. Dacă avem bani, ducem la... Nu ți-i urât, eu tot am. Uite, de am un unicorn aici. Nu, faci doar ca prăgeoare în oameni. Bună ziua! Da, bună ziua! Păi, v-ați bătut între voi sau cum a fost? Asta, prietena mea... Am tărit pe un bătut, mi-am întors cel și a rupt gleda. Da. Hai, echipa! Hai, vine! Nu te grebi! Mai lipsește unul cu corpul și unul cu capul, șcată. Nu simți ca la tine. Frumos, simți ca la tine. Ce-s bună? Ce-s bună aia? Ce-s bună? Ha? Ia tine-o luat din baie, sponjă și... Iată! Mă bine. Vomită și morcov. Ok, haideți. Mama mi l-a ridicat? Ce ușor am zis. Atent, atent.
acasă. Mama, tine! Da, ce vrei? Ieșiți să respirați! Eu tot trebuie să mă răcoriez, dar cum, dacă sunt piciorul înghit, dar nu cu mâna? Uite-te, 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 rupi sub picioarele. Pui la mâna, mă duc la timp ca să pui mâna. Oh, Victoria! Eu și-o băneta. Ea este prietena mea de nu știu de când, Victoria. Da. Uite, o peste burtă. Și uite. Mă, și-mi place de asta. Oh my god. Scaunul acela va fi doar pentru copii. Pentru mine, pentru Patricia, pentru prietena mea, Patricia și Andreea. Victoria. Oameni buni! Vrei picnic? Ce? Vrei picnic, Nicolet? Da, dar n-am făcut forma întâi. Apa a prins culoare! Ai 300 lei! Să mă zic. Așa, o să-mi spune, zboară. Faină, așa-i? Faină, e ca așa, zboară, să rătă. Dar astea ce fac? Băgheții, care luminează. Fetele, la picnic, da? Victoria! Victoria! Da, mă vei... Care vrei, cu caramelă căpșunică sau căpșună cocos? Este prietenul meu, care mă place. Oh my god, ce drăguță ce e! Asta, nu știu, ce e, dar e ceva. Wow! Oh my god, ce frumos e! Avem un pupit, care ne jucăm într-un joc. Trebuie să apăsăm doar de 3 sau 4. Cine nu, 3, 2 și 1. Cine rămâne ultimul, pierdem. Start. Cine apasă ultimul buton? Woohoo!
simt pe ea. De chiar e, tremură. E tremură așa că s-o de tocmai de gândit că tremură. Mama, apă. Papa, Nicole, ne vedem două zile. O să filmăm vlogul cap în apă. Știi cum? Este un challenge care răspunzi la întrebări și cine e aceea care face, de exemplu, cine are pisică, bag capul în apă, cine nu are pisică, cine n-are pisică, tu o bagi cu capul în apă. Nu o bagi cu capul în apă.